Bărbatul de 43 de ani din Republica Moldova care a provocat un accident pe un drum din județul Vaslui, România, soldat cu șase răniți, este cercetat penal și riscă să stea până la trei ani în spatele gratiilor. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al inspectoratului de poliție Vaslui, Gheorghiță Bogdan, a declarat că șoferul moldovean ar fi adormit la volan din cauza oboselei. Ulterior, mașina a ieșit pe contrasens și a lovit în plin trei persoane care se aflau pe marginea drumului. Este vorba despre o familie care pleca la mare, soțul, soția și fetița de patru cei trei ar fi oprit pe acostament și stăteau afară lângă mașină. Pe 27 august, tânărul de 32 de ani a fost transferat cu un elicopter de la spitalul din Brlad la Iași, în stare foarte gravă. În mașina moldoveanului se aflau și doi pasageri care s-au ales cu renușoare. Amintim că accidentul s-a produs în dimineața de 27 august, în jurul orei 4.